Doamnelor și domnilor, continuăm cu un fenomen al României care face performanță în fiecare zi și care duce numele României pe cele mai înalte culmi ale succesului pe marile scene ale lumii. Este ieșancă la origini, un star al muzicii clasice mondiale, având putere și forță în a sparge bariere, în a se lupta pe brânci pentru a reuși și pentru a trăi acest vis suprem. Doamnelor și domnilor, invitata mea în 2019 a câștigat trofeul Oscar de la Lirica, fiind declarată cea mai bună soprană a lumii. Are o istorie de viață demnă de un film. A trăit și trăiește amintiri memorabile și se bucură de aprecierea unei lumi, având întâlniri remarcabile pe parcursul anilor printre cei apropiați ei, fiind Papa Ioan Paul al II-lea, Placido Domingo, Monserrat Caballé, Virginia Zeani și mulți alți artiști internaționali. Cu o creație în premieră, un cântec compus special pentru ea de minunatul nostru maestru Zsolt Kereshtei, căruia îi dorim sănătate și să știe acolo unde este că îl iubim și îl susținem. Pe versurile colegului nostru, cel care scrie conceptul emisiunii Drag de România Mea, Narcis Avădănei, ne încântă acum, doamnelor și domnilor, soprana Elena Moșuc. Nu
Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Elena Moșuc. Te așteptăm aici, draga mea, în sufrageria noastră, stimație telespectatori. Deloc întâmplător acest text, pentru că de peste 25 de ani, Elena Moșuc trăiește o superbă poveste de dragoste minunată cu un muzician desăvârșit, e vorba de Christoph Hebeisen. Te felicit, dragule, pentru așa soție, pentru o dragoste eternă. Mă bucur că sunteți aici. Înainte de toate, aș vrea să ne povestiți cum v-ați cunoscut și cum a început povestea voastră de dragoste. Îți mulțumesc, Elena, că ești aici. Eu îți mulțumesc, noi îți mulțumim, ești extraordinar. Ești foarte iubit în România și suntem foarte onorați să fim în emisiunea ta. Noi ne-am cunoscut pe scena operei din Zürich, deci într-o atmosferă muzicală, într-o repetiție a operei Electra de Strauss. Așa a început povestea noastră, ne-am apropiat din ce în ce mai mult și iată că suntem de 28 de ani împreună, 23 căsătoriți oficial și să sperăm că povestea noastră de dragoste bineînțeles că va continua, dar să se termine cât mai târziu posibil. Christoph, dragul meu, ce înseamnă România pentru tine de când a apărut în viața ta, Elena? România este o țară minunată și mă bucur foarte mult că sunt aici. România are un parfum foarte special pentru mine, cu căruțe, cu biserice și bisericile. Și soția mea m-a portat în toate bisericile și mănăstirile. Am fost la Voroneț, am fost la Hadumbu. Sunt quasi ortodox, prea ortodox. Și foarte important, prin Elena, România m-a adoptat. Cum te alintă Elena acasă? Ce mâncăruri îți gătește? Îți gătește bucătărie românească? Sau moldovenească, strict? Nu știu diferență strict. Nu știu. Dar eu fac borș. Și pârșoalele. Cum? Pârșoale. Pârșoale, da. Da? Da. Da. Și eu fac foarte bine salad băf. Mai bine de lume. Spune. Și acum iau în fabrica de cozonac. Este doamna cozonac acum. Tot din dragoste pentru Elena, Christoph s-a apucat de dirijat și face lucrul acesta foarte bine. Dacă ar fi, Christoph, dragul meu, să te uiți în ochii Elenei Moșuc și așa, pe nepusă masă, ar trebui să-i faci o declarație publică aici la televiziunea română. Ce îi spune Elenei? Eine liebe Erklärung, oder? Hm? Eine liebe Erklärung. Ja. Gut. Ja. Eu spun. Pulșoara mea. Ți iubesc din toată inima. Este viața mea. Și mă bucur foarte mult că suntem împreună. Și mă bucur că mergem la Las Vegas în 2 ani pentru sărbătorie de 25 ani de nuntă. Mulțumesc, te iubesc, dragul meu. Sunt atât de frumoși și atât de drăguți și sunt niște prieteni desăvârșiți și eu îi ador pe amândoi. Dar după 30 de ani de carieră, Elena Moșuc, cui ar trebui tu astăzi să mulțumești? În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar pe care mi l-a oferit, un talent important pe care eu l-am înmulțit. Mulțumesc bunicilor mei care de mică m-au purtat la biserică. Eu am fost mereu înconjurată de preoți, de lume, de persoane pline de dragoste pentru Dumnezeu, pentru tot ce este în jur. Am fost educată într-un anumit fel care cred că și-a văzut rezultatele în viața mea. Da, am fost foarte norocoasă. Nu știu dacă este numai noroc, dar este și rezultatul unei munci foarte asidue.
Mulți de la Iași mă admiră și astăzi pentru perseverența pe care am avut-o la început de a studia permanent și la Zürich. Eu eram într-un studiu permanent, nu m-am oprit niciodată, nici acum nu m-am oprit. Anul trecut am învățat un rol foarte greu, Elisabeta din Roberto de Vereux, pentru a încheia trilogia Tudor a lui Donizetti. Am cântat Maria Stuarda, Ana Bolena, doresc foarte mult să debutez și Elisabeta. Sunt sigură că va veni acest moment, pentru că nu degeaba l-am învățat. De-abia așteptăm să vedem acest spectacol, care cred că va fi unul grandios, iar unul dintre oamenii care ne-a adus împreună într-o colaborare, care se bucură de apreciere, deși este atipică, este maestrul Zsolt Kereshtei, pe care îl iubim, îi dorim sănătate, este un fenomen al muzicii noastre ușoare românești, maestre, televiziunea română vă admiră și vă mulțumește pentru tot ceea ce ați făcut aici, în aceste studiouri unde dumneavoastră ați fost maestru sau inginer de sunet și sunt toți colaboratorii și prietenii dumneavoastră aici care vă salută. Christoph, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune, pentru tine și pentru toți telespectatorii care ne urmăresc aici, la Drag de România Mea, pentru voi, pe muzica maestrului Zsolt Kereshtei și versurile scrise de Narcisa Vădănei, vă vom cânta Știu că vei regreta.
Draga mea, ești minunată, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Elena Moșuc. Elena Moșuc, Joli Cherestei. Paul Surugiu Fuego. Îți mulțumesc, Elena, pentru ocazia de a face acest duet împreună. Pentru mine este o onoare. Este un moment unic în cariera și viața mea. Sunt foarte onorată să ascult asemenea cuvinte. Mulțumesc și eu foarte mult. Știm că ești moldoveancă, pun pariu că ai păstrat din viteza lor, altfel că te invit rapid să te schimbi, pentru că vom avea un alt moment de data aceasta mai savuros, să zic așa, și sunt absolut curios să văd cum te vei îmbrăca. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Elena Moșuc. În aceste momente aș vrea să mulțumesc bunei mele prietene Silvia Richel pentru parteneriatul cu emisiunea noastră, dar și prietenilor de la Zenit, care au grijă de sănătatea și imunitatea noastră cu suplimente de cea mai bună calitate din plante și vitamine. Mulțumesc familiei Duțescu din Târgoviște și produselor Grandi Gusti. Mulțumesc doamnei Elena Stoica, cea care îmi asigură ținuta în Gala Drag de România mea, hotelului Cristal din Cap Aurora și familiei Stroie, mobila Ardu Dana și familiei Păcurar, cofetăriei Claus și familiei Adam. Vă mulțumesc tuturor, dragilor! Noi ne revedem săptămâna viitoare de la ora 15 cu o nouă ediție de colecție. Mulțumesc complexului Herăstrău și Nea Bebe pentru că ești alături de noi. Până atunci, aplauze pentru colegii mei de la trupa Supermarket și pentru Elena Moșuc. Harul Danguței s-a încins mare sfat, că dulce la cramă e vița. Dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca el e hangița. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint potecuțe, un cântec, o glumă și-un strop de vin bun, ce viață-i la harul Danguței! Uitând de necazuri și de seri iubiri,
Sponsorizată de Hotel Cristal din stațiunea Cap Aurora și Grande Gusti.